Vă mulțumim că ați participat la acest giveaway și că ne-ați pus întrebări. Nu mă așteptam să fie atât de multe întrebări, dar ce putem să spunem, vă mulțumim pentru asta încă o dată, iar acum trecem la răspunsuri. Momente în care am simțit că nu mai pot au fost multe, dar niciodată că aș vrea să renunț, pentru că am o comunitate foarte mare care m-au susținut pe tot parcursul carierei mele. La orice turneu am fost, ei au fost acolo alături de mine și le sunt recunoscător și consider că n-am cum să renunț datorită lor în primul rând, iar apoi datorită ambiției pe care o am pentru acest joc. Chiar nu mă gândesc să renunț în următorii ani. Joc în medie între 4 și 6 ore pe zi, nu pe noapte, pentru că noaptea mă odihnesc și nu este bine să joci noaptea. Turneele oricum le avem pe zi și vreau să-mi fac un program încât să fiu la capacitate maximă la orele când noi avem turneele. Amintire, pot spune că cea mai frumoasă a fost în momentul în care am pășit pe scena principală din Stockholm, din Champions League. M-am simțit pentru prima dată jucător profesionist de FIFA. Nici când am ieșit campion european nu m-am simțit atât de bine. Când pășești pe acea scenă, uiți de absolut tot și te simți minunat. Și chiar aș da orice să mai trăiesc acele momente, dar cu siguranță le voi trăi din nou la următoarele competiții. Nu cred că ar fi o sumă care mă poate face să mă retrag. Din potrivă, dacă aș câștiga foarte mulți bani, ar însemna că sunt foarte bun și cum am câștigat. Am avut câștiguri foarte mari, doar 2 ani și nu m-am retras. Din potrivă, asta doar te motivează și te ambiționează să continui cu ceea ce faci. Din ce câștigi mai mulți bani, poate ești mai motivat și mai dornic te câștiga turnee. Nu știu să fiu sincer, dar peste 15-0 cu siguranță. Vă mulțumim frumos pentru întrebări, după cum v-am mai spus și la început. Vă așteptăm să ne dați și nouă un like, să dați un comment, să ne spuneți și nouă feedback-ul vostru și follow, pentru că vor mai fi astfel de giveaway-uri și vă așteptăm cu mare drag să participați. O zi bună!